Marcela? Marcela? Și să vă mulțumesc dumneavoastră că ați acceptat să participați la o activitate organizată de CCR cu prilejul prezenților aniversare ale Casei Corpului 40 de ani de activitate. Am discutat ieri despre rolul CCR-ului din cei 40 de ani, în care am spus noi că principalul rol a fost de formare a cadrelor didactice, rol care dumneavoastră, cei care vă ocupați în biblioteci, sunteți un fel de motor al oricărei activități a noastră. Nu mi-aș închipui cum am putea să facem o activitate care să aibă și o finalitate corectă fără biblioteci. Chiar în regimul actual, când aveți foarte mare concurență, aș spune eu, din partea tehnicii, cam toată lumea preferă, în loc să deschidă o parte, să deschidă internetul, cred că trebuie să vedem împreună strategii în care să ne atragem atât elevii, cât și colegii noștri. Orice informație este bună, dar spune informația corectă, culeasă dintr-o carte, este baza culturii și baza cunoașterii. Și aici este rolul nostru. Trebuie să găsim strategii, să ne atragem elevii să vină din nou spre bibliotecă. Eu sunt sigur că dacă stăm și analizăm drept, numărul elevilor care frecventează biblioteca scade. Cred că la fel și numărul colegilor noștri. Nu depinde decât de noi. Noi, prin activitatea care le punem, prin modul în care popularizăm, prin modul prin care îi facem cunoscuți, vom reuși să-i aducem la biblioteca. Știți cum eu m-aș bucura ca în fiecare an să mi se spună, domnule, au venit cu 10 elevi mai mulți sau au venit cu 10 profesori mai mulți decât am început. Și ar fi bine. Ar fi bine pentru toată lumea. Nu întâmplător avem toate problemele care sunt. Nu întâmplător vedem atât de mulți oameni care nu poate să lege două vorbe sau care nu caută decât scandale. Pentru că astea sunt sursele de informare. Trebuie să purtăm un război cu lucrul ăsta. Eu așa îl consider, o luptă împotriva chiciului, o luptă împotriva tot ceea ce nu-i frumos. Iar eu cred că toți care suntem în sală, luptăm pentru lucruri frumoase. Pentru că ceea ce ne oferă la ora actuală, statul care are atribuții, eu zic, e ceva simbolic. Marea majoritate ne facem treaba din tragere din inimă, din conștiință, din dorința de a face bine. Și asta trebuie să primez. Dacă el va fi pus din nou ca prioritate națională, probabil că se vor termina cu acele tăieri, cu acele reduceri. Am văzut că toată lumea spune că se poate și altă, nu numai prin tăieri. Eu sunt convins că se poate și altă. Probabil folosind inteligența celor care îi guvernează, vom reuși să readucem școala românească acolo unde este loc. Iar nu am vrut să fiu deloc acid la ceea ce a fost, însă mă văd să spun că totuși am trăit 3 ani de restriște pentru învățământul românesc, care l-am simțit din plin. Și nu mă refer aici numai la condițiile materiale noastre. Mă refer la tot ce înseamnă funcționarea sistemului de învățământ care a avut multe suferințe. Nu este normal ca la o casă a corpului didactic, la licee, să nu avem bibliotecari suficient, să nu avem laboranți, să nu avem aici post de secretar, să nu avem îngrijitori. Nu că acum ar fi din motive obiective. Dar asta nu înseamnă că nu pot astăzi să vă transmit felicitările pentru cei 40 de ani de activitate în această instituție, activitate care pe parcursul timpului a fost încununată cu succes, trecând foarte multe cadre didactice, cu creații, cu inovații,
cu pregătiri profesionale, ceea ce a dus la formarea lor ca dascăl. Vă felicit încă o dată și vă doresc mulți, mulți ani și activitate creativă în continuare. Stimată doamnă directoare, bine ați venit la noastră. Domnule director, succes că sunteți la început de drum. Spunându-vă că Primăria Vaslui a fost un partener atât cât a fost posibil și al acestei instituții. Și mi-aș dori, în continuare, acest parteneriat să fie mult mai solid, mult mai amplu în activități și cu rezultate mai bune. Pentru că există posibilitatea, iar noi, cei care reprezentăm astăzi comunitatea, dăm o atenție deosebită acestui proces, fie de educativ, de pregătire a unei generații, unde dumneavoastră aveți un rol extraordinar de mare. Ieri am avut un consiliu al seniorilor. La nivelul municipiului Vaslui, avem un consiliu al seniorilor, unde, sau de unde fac parte, oameni care au reprezentat ceva în municipiul nostru. Dascăli, medici, ingineri. Și le-am lansat o temă. Cum facem, cum procedăm ca noua generație să se pregătească corespunzător. Să îndrumăm, să canalizăm pașii, să fim mai aproape de ei. Atât ca părinți, atât ca și oameni care trăim în comunitate, dar mai ales ca dascăli. Pentru că ei se formează în mare măsură și cu ajutorul dumneavoastră. A fost o provocare. Și o să constatați că ne ținem de această chestiune, supunând dezbaterii publici o temă. Ce face școala? Cum face? Ce face comunitatea? Ce face societatea civilă? Realizați în nou guvernamental. Pentru că această tânără generație să fie canalizată spre rezultate. Și dacă sunt rezultate, să fiți convinși că vor avea și un simț civic, vor avea și un comportament corespunzător și vom sta și noi, poate, în anii ce urmează, un pic mai liniștiți. Vom veni din urmă copiii noștri, bine educați, bine, sigur că. Din acest punct de vedere, spunea domnul director, astăzi tema principală este biblioteca. Da. Am avut și am o remarcă pe care o fac ori de câte ori mă întâlnesc cu copiii, că ei trebuie să trăiască real, nu virtual. Calculatorul. Să nu ne ocupe foarte mult timp din viața lor. Pentru că ei trebuie să joace, trebuie să-și consume energia, trebuie să pregătească și iată că pot și au această ocazie. Ceea ce privește biblioteca și cititul salarizare cu privire la număr de personal. Am avut și am discuții în permanență. Nu, chiar dacă n-am ieșit public, am luat poziție oricând. Mai ales cu privire la reducerea de personal, când am spus că nu este normal ca un director, ca un profesor, să aibă și alte griji în afară de a-și pregăti lecția, de a-și avea grijă din elevi, preocupându-se de alte lucruri. Acele activități sunt direcționate spre alte categorii sociale. Și aici înțelegem un lucru. Că dacă am redus să se perfecționeze,
la avea ușa mereu deschisă. Ne-am spus colegilor mei, tot timpul să fim binevoitori, zâmbitori, să vă primim cu drag, pentru că ăsta este locul aici. Eu sunt cea care trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră, onorată asistență, domnule primar, doamnă inspector, domnilor directori, doamnă președinte a Diviziunii Bibliotecii Școlare din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România și stimați colegi, este într-adevăr o onoare pentru mine. Mă aflu în Vaslui după o lungă perioadă de timp, cred că perioada adolescenței, l-am văzut ultima oară, un oraș minunat, un oraș care crește, un oraș cu oameni minunați, vă descoper pe dumneavoastră aici. Aseară am avut plăcerea, deși la căderea nopții, dar o noapte care, iată, mi-a făcut o primire extraordinară, cu lună plină, cu stele, cu un cer senin și mi-a făcut o deosebită plăcere și am fost extrem de emoționată să calc din nou pe meleagurile lui Ștefan cel Mare și Sfânt, având în vedere că și eu aparțin pământului unde a călcat și a zidit Ștefan cel Mare, nu aici, ci la Suceava, dar iată, tot în Moldova noastră. Este un moment aniversar, un moment jubiliar, 40 de ani poate fi puțin pentru unii, poate fi mult pentru alții. 40 de ani totuși înseamnă o vârstă, cu pliniri, cu eșecuri, cu lupte, cu speranțe acumulate de-a lungul timpului. Și iată că ați ajuns aici, pentru care lucru eu vă felicit din suflet. Mi-a făcut o deosebită plăcere să întâlnesc oameni deosebiți, să vă cunosc instituția dumneavoastră, un centru cultural, un centru de educare, de instruire, un centru de formare, un nucleu deosebit important al învățământului românesc și aș vrea să spun nu doar românesc, eu vreau să se audă despre dumneavoastră pretutindeni, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și universal, prin valorile pe care dumneavoastră le creați și pe care le purtați pe mai departe. Ați ales un motto foarte frumos, m-am uitat în invitația domnilor voastre și mulțumesc încă o dată domnului director pentru căldura cu care m-a invitat aici și cu care am fost primită. Un motto plecând de la Platon, cum că educația este cel mai de preț dar pe care omul îl poate primi. De la divinitate, poate chiar de la el însuși, când știe să-și creeze norocul și destinul în viață. Eu aș spune că nu doar Platon, toate mințile luminate ale acestei omeniri a spus că educația este un dar de preț. Spunea cândva o altă personalitate că învățătura a ridicat mai mulți oameni decât toate războaiele deopotrivă și la oaltă. Eu cred că așa este. Centrul dumneavoastră, ca instituție de învățământ și de cultură, consider că este un centru nu doar de pregătire și de formare. Este o agora, este un punct de întâlnire, de socializare, atât al cadrelor didactice, de predare sau cadrelor didactice auxiliare, a elevilor, publicul nostru drag pe care îl deservim, tinerii generații, dar în același timp a comunității. Un prieten drag spunea ieri că trebuie să considerăm Casa Corpului Didactic o universitate a locului unde se află. Eu cred că are dreptate, da? Casa Corpului Didactic este într-adevăr punctul de plecare. Da? Noi formăm oameni, noi formăm speranțe. Trebuie să avem încredere în generațiile pe care noi le formăm. Într-adevăr, că sunt mai aproape de internet, poate că și noi trebuie să fim mai aproape de dorințele lor. Sunt copii ai pune alte generații. Noi ne-am născut și poate parte... Sigur, ne vom ține și noi. Domnule primar, domnule director, doamne, stimate colege bibliotecari, stimați colegi cadre didactice, citesc pe echipul dumneavoastră o bucurie enormă, care probabil vine din bunăstarea pe care o trăiți zi de zi. Văd că aveți împliniri care vă dau posibilitatea să vă exteriorizați cât se poate de frumos și cred eu că asta vine de la satisfacțiile profesionale și de la împlinirile materiale pe care le aveți zi de zi. Cred că această bucurie de pe echipul dumneavoastră mai vine și din alocațiile bugetare pe care le aveți de la primării pentru achizițiile de carte, pentru reînnoirea fondului de carte. Cred că bucuria vine și din dotarea corespunzătoare a bibliotecilor cu tot ceea ce o instituție de profil ar trebui să aibă și nu în ultimul rând de înțelegerea
de care vă bucurați în rândul colegilor cadre didactice sau a celorlalți colaboratori din unitățile de învățământ. Noi la Biblioteca Județeană stăm ceva mai rău. Avem o organigramă de 76 de posturi și suntem 29. Stăm un pic mai bine. Și suntem 29. Salariile sunt nu mari, sunt foarte mari, motiv pentru care colegii din sistemul bibliotecilor publice preferă să încheie cu relația contractuală cu noi măcar pentru un an și pleacă în străinătate, acolo unde nu desfășoară muncă de bibliotecar, ci orice altă muncă care să aducă venituri suficiente ca să-și întrețină acești colegi familia și așa mai departe. E un ceas aniversar, un ceas la care de regulă ar trebui să vorbim despre tot ceea ce este frumos și ne creează acea stare de bine, acea stare de duminică. Însă nu este așa. Știm că suntem cu toții bibliotecari, cea mai mare parte de ei. Știm că avem nenumărate probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Știm că ne invadează internetul. Suntem, într-o anumită măsură, de partea cealaltă a baricadei. Colega noastră, doamna director, spunea că internetul este cel care, într-o anumită măsură, ne ia din obiectul activității. Dintr-un anumit unghi, sunt de acord. Însă, mă gândesc și la ceea ce înseamnă dorințele despre care vorbea doamna. Orice copil vrea să se racordeze la ce este nou. În cadrul bibliotecilor publice, printr-un parteneriat fericit cu Fundația Bill și Melinda Gates, noi am reușit să dotăm bibliotecile cu calculatoare. La Biblioteca Județeană am primit până acum în jur de 30. În comunele din județul Vaslui, în 37 de comune, până acum am introdus această tehnică de calcul în bibliotecile publice. Mai avem acum, pentru runda a 5-a, încă 32 de biblioteci care au fost admise și care probabil până în luna ianuarie-februarie vor primi calculatoare. Dacă vom vedea în calculator un sprijin, dacă vom ști cum să dirijăm procesul instructiv educativ spre folosirea adecvată a calculatorului, noi bibliotecarii nu trebuie să vedem un calculator dușman. Dacă această tehnică de calcul modernă o vom vedea ca un înlocuitor al cărții, atunci e grav. Trebuie să avem abilitatea necesară să știm cum să dirijăm acest demers. Tema despre care se discută astăzi este imaginea bibliotecii școlare în comunitatea locală. Știm că este foarte greu să vă descurcați în condiții de cele mai multe ori de neimaginat. Însă, v-aș ruga tare mult să vă înțelegeți menirea pe care o aveți. Probabil, așa a fost dat acestui neam ca din stânga și din dreapta să tot primească lovituri la temelie. Ori educația, cultura, tradițiile, obiceiurile reprezintă temelie pentru un stat. Din această cauză, colegial, la ceas aniversar, vă rog să rezistați și vă rog să luptați, pentru că prin ceea ce facem cu toții, nu contribuim decât la însănătoșirea neamului românesc și la menținerea filonului sănătos al acestei nații. Și m-am dat seama că între memoria mea și memoria doamnă, o prăpastie. Și pe noi ne-a impresionat, dar din alte puncte. A spus cineva mai înainte și acela a fost domnul Cârjă, că a avut de învățat la unii colegi și eu vreau să spun că atât la liceul din Bârlad cât și la inspectorat am avut colegi la care am învățat foarte mult. Consider că de fapt m-am format ca om al învățământului grație domnul Mihai Ciobanu, domnul Țugurea, domnul Rânceanu. L-am avut un foarte bun coleg și am fost împreună mult, foarte mult timp.
pe Viorel Poliță, de vârsta mea, el a rămas tot domnul Viorel Poliță, chiar dacă este mai mare decât mine, și nu vreau două lume doar. Așa mă mă uitim, se spun și așa. Mă sunt răsfățat după că am fost legat de școală și mi-am văzut capul să nu am ruptură față de catedra de artă plastică niciodată, nici măcar în momentul cât am fost inspector școlar. Mi-a făcut plăcere să întrerup pe profesorul pe care îl vedeam, ca să țin o lecție. E ca model pentru cel care avea nevoie să mai știe de ceva, cum să țin o lecție profesor. Și am avut și legătura cu școlile și într-o altă manieră, că multe școli județe, în modul să din pastul, mai ales după 1990, au primit alte nume decât simple cifre 1, 2, 3 și așa mai departe. Au avut patru ori și m-a preocupat figura acestor patru ori. Unii dintre ei s-au avut ei județe. Acolo unde stăteam la gazdă, era un mic pe timpul acela, mi-aduc aminte, pentru că mergeam și cu șareta, cu domnul Tălășman la Stănilești, spre la Budu Cantemirte, la Lincoa și la Dacu. Era interesant. Cu domnul director Grosu, a Fălciu, am mers pe Mobra lui. 12 km până la Copăceana, unde ne-am dus, pentru că știți că era un director care stătea acolo cu care stătea cu sticla de vin, lângă catedră și era sete. Și am ajuns până. Și, în esență, am avut grijă de două lucruri. Unul, scaunul, pe care îl ocup, și doi, căciola. Scaunul pentru că obligă. Când o să zic în rând. De acord. Și căciola pentru că să nu cumva să fie prea mare. Acum pot să spun totuși, lăsând modestia la o parte, că mă bucur că nu a fost nevoie să îmi pun silicoane ca să nu cadă de ceva. Doi. Am apreciat activitatea asta organizată de doamna Ursanu. Ba chiar m-am dus și la dicționar și am văzut că senior înseamnă stăpân al unui domeniu asupra căruia avea și unele atribuții ale puterii de stat. Deci stăpân pe domeniu, dar are și obligația ale puterii de stat. Nu mai spun unde și cum. Dar, în elorăcerea, că acum când spune de acasă, am primit, n-am deschis așa o scrisoare, de concursul. Rar ori se gândește la ultimul strigă, la armonie. Desele preocupări sunt legate de manuale, programe, perfecționări, examene. De cele mai multe ori, șlefuiești colegi aflați la catedră, ori elevi. Vânzând pe bani mărunți secundele fiilor săi. Excelența sa seamănă pulberi de aur peste semințele care stau să încolțească fie ele profesori sau elevi. Uneori ochelarii îi se acoperă de rouă la mare, dacă un fost coleg sau elev a ajuns parlamentar uit în anticameră ca pe un bec decorativ. Alteori, zâmbe de roie, de roie inundă obrajii când un necunoscut pe stradă își scoate părăria în fața lui. Bună ziua, domnule! Eu sunt... Excelența sa, ca un pui de căprioară în bătaia puștii, nu știe că seamănă cu sfinții. Ei au dăruit. El se dăruiește. La mulți ani, domnilor foști și actuali inspectori, multă sănătate și voie bună.